În Munții Vrancei, oamenii respectă obiceiurile străvechi. De sute de ani după sărbătoarea sfinților împărați Constantin și Elena, proprietarii de oi își lasă animalele în grija ciobanilor care trudesc pentru a-și câștiga traiul la stânele din vârf de munte. Acesta este semnalul că începe transhumanța. După ce preotul sfințește cu aghiazmă oile și ciobanii pentru a-i feri de boli, de trăsnete, de grindină, animalele o iau încet spre munte. Locuitorii din Negrilești fac un adevărat spectacol. Ceremonialul pastoral începe cu târguiala dintre proprietari și ciobanii care vor avea grijă de oi până la toamnă. Totodată se stabilesc condițiile de plată și cantitatea de caș și urdă ce urmează să ajungă la proprietarii mioarelor. 4 kg de caș mi-a dus și cașul acasă și 1 kg de făină. Și un ban la toamnă, da? Am făcut treaba! 3 zile facem. Pe jos cu oile, da. Unii înserăm, le mulgem, ne culcăm. Asta e. De mii copil facem, că la noi asta e meseria noastră. După plecarea oilor la stânele de pe munte, localnicii sărbătoresc prin cântec și joc. Oile vor reveni acasă la sfârșitul lunii octombrie de Sfântul Dumitru.